Tulburarea afectiv bipolară este deja o, o, o tulburare mentală severă. Uhum. Deci, ea, ca și schizofrenie, se întâlnește într-un procent din populație, uh, doar că ea uh, ține mai mult de, um, să zicem așa, domeniul afectivității, a dispoziției. Și, într-adevăr, uh, um, de-aia se numește bipolară, pentru că este alternarea episodelor depresive cu cele maniacale, adică dispoziție scăzută, cu dispoziție euforică sau hiper, da, da. Ei. Ei da. Un pic de fericire absolut ulterior nu mai este fericire, deci este o tulburare care atunci dacă ea este diagnosticată deja necesită tratament pentru tot parcursul vieții, un tratament foarte bine stabilit care va ține, va stabiliza dispoziția în ca să nu oscileze între aceste două extreme. Asta e Discutam cu o persoană cu acest diagnostic și ea spunea că, bine, dacă în depresie evident că merge întotdeauna după ajutor, dar când are faza maniacală și se simte foarte bine, atunci este foarte greu să înțelegi că nu este bine, că trebuie da. să mergi la ajutor și aici, pentru că dacă ai ajuns în această fază maniacală, asta neapărat presupune cu cât mai lungă și mai profundă este faza maniacală, cu atât mai complicată va fi faza depresiei. Corect da. este? Da. Um... Și eu am, am diverse citate. O pacientă de-a mea spunea că de fapt îi place în faza hipomaniacală pentru că în ea se simte fericită și în ea trăiește și, și în ea trăiește, în ea face ceva chiar dacă ea inevitabil ar putea să ducă la careva consecințe neplăcute pentru funcționarea noastră socială, dar în faza, de faza depresivă este deci depresia în tulburare afectiv bipolară este cu mult mai severă decât depresia asta situațională pe care anterior noi o numeam nevro da? este cu mult mai, 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 mai supărătoare pentru existență, să zicem așa.